Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o etalare, noua etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion. Îmi cer scuze că am întârziat tocmai la voi. Am și o planete, o am și pe mama, am și cunoscuți, cunoscute cu planete, cu aspecte, cu ascendenți în Scorpion. Dragii mei, la mulți ani! Dragele mele, dragii mei, așa, la unison, la unisex. La mulți ani, să vă dea Dumnezeu lucruri bune, să vă ajute să vă transformați în bine, în vulturul acela pe care anumiți scorpioni îl manifestă după lungi suferințe, alții după suferințe rămân tot acolo, dar se transformă în variante negative. Acum, aș vrea să specific, e valabil pentru toate zodiile. Când fac etalare, fac pentru oameni de bun simț. Dacă voi sunteți din altă zodie și căutați despre Scorpion, despre Taur, despre alte zodii și știți că ați avut experiențe negative și știți că oamenii respectivi sunt negativi, vă rog, nu vă așteptați să vă transmit mesaje despre acești oameni. Eu mă conectez la colective de oameni de bun simț. Și îmi asum faptul că, în principiu, în general, oamenii care ascultă acest canal sunt oameni de bun simț, care caută să evolueze, știu că mulți oameni evoluați, sau cu o anumită dezvoltare spirituală, alții caută, alții urmează. Așadar, dacă știți că aveți de-a face cu oameni care n-au nicio treabă cu bunul simț, cu spiritualitatea, nu vă așteptați să dau mesaje despre ei. Pentru că unele mesaje vor fi bune și sunt bune pentru cei care merită. O să încerc să specific la fiecare zodie. Am trei seturi de cărți, trecut, prezent, viitor. Îmi place Before Tarot, Tarot and After Tarot. În timp ce am amestecat, dragii mei, a venit, interesant, Taurul. Taurul, că tot a fost lună plină, în Taur, în opoziție cu Soarele, Lună, în Taur, în opoziție cu Soarele, în Scorpion. Interesant! A apărut și această carte a Hienei, care reprezintă frica. Este într-adevăr și mâine este portalul, 11-11. E un anume tip de portal energetic, în care ne eliberăm de frici. Scorpionul reprezintă din multe puncte de vedere aspecte care țin de frică, pentru că este guvernat de Pluto, care ne ajută să transformăm frici, dependențe, obsesii, pentru că obsesiile vin tot din frică. Obsesiile ne țin în relații karmice în care nu suntem fericiți. Dar în momentul în care manifestăm Pluto, varianta înaltă, intrăm în acest portal, ne ridicăm ca vulturii deasupra tuturor problemelor și intrăm într-o altă dimensiune în care manifestăm fericire, bucurie, frumusețe. În asta constă, dragii mei, apropo de 11, că tot e porta mâine 11, da? În asta constă puterea, intuiția și înțelepciunea pe care unii o vor avea. Dar o vor avea cu un sacrificiu. Sacrificiu al construcțiilor. Trebuie să sacrificăm construcțiile vechi. E un oraș vechi, învechit, e un sistem învechit. Posesivitatea, tipic, nu vorbesc de zodia Taurului, vorbesc de simbol. Taurul reprezintă multe lucruri bune, dar printre multe altele, ca și Scorpionul, și Taurul și Scorpionul, ambii sunt foarte posesivi. Bine, mai sunt și alte zodii, da? Posesivitatea aceasta tradițională. Interesant, aici avem o lună plină, între luna, da, vedeți? Între luna nouă și luna plină. Trecem prin acest portal. Se încheie, să zic, trecerea. Mâine, zilele următoare, că nu e o zi anume, totuși, e o vibrație. Care se manifestă la anumite culturi. Repet, trebuie sacrificată o adevărată cultură, o familie, o genealogie, chestiuni care țin de materie, de bani, de posesii, de terenuri,
de material, toate trebuiesc dărâmate, sunt turnuri peste turnuri, trăsnete peste trăsnete. Dar trăsnetele acestea ne încarcă și cu trezire, ia uitați, cu trezire spirituală, cu putere, ne încarcă cu putere, este Uranus în Taur. Și ne ajută să trecem de la frică la fericire, la înțelepciune. Hai să vedem totuși. O să fac o etalare mai lunguță pentru Scorpion, tot așa mai lunguță și pentru Tauri, pentru că sunt vedetele sezonului, dar pentru restul zodiilor mă voi strădui să fiu mai interesant ce a apărut șacalul, apropo de adevăr, de 44, care este de fapt 8. 8, zodia, casa 8 a Scorpionului. Pentru celelalte zodii să încerc să fiu mai rapidă în etalări, ca să reușesc să le fac. Mi-atrage atenția. Wow. Interesant. Știți, am camera. Probabil e un mesaj pentru cineva. Nu știu cine ascultă. Nu știu cine ascultă. Dar e un mesaj pentru cineva. Deci am camera pusă pe un tripod. Tripodul este un pic mai jos și ca să ajungă la acest nivel l-am pus pe niște cărți. Mi-atrage atenția o carte și o imagine din coperta cărții. Este un mesaj. Probabil că ce se va spune la un moment dat sau ce am spus deja sau anumite mesaje, pentru că anumite mesaje sunt pentru unii, anumite pentru alții, nu toate sunt. E etalare colectivă și mesajele vin pe fascii. E ca o grădină cu flori, dar fiecare floare reprezintă un mesaj pentru cineva, sau fiecare mesaj e o floare pentru cineva. În fine, deci ce mi-a atras atenția? Stau pe aceste cărți, tripodul stă pe aceste cărți și mi-atrage atenția un amos special. Fiți atenți. Hoțul de cărți. Cineva fură? A furat. A furat. Din păcate n-a furat lucruri care într-adevăr au o valoare. Cărți. Cărțile care reprezintă informații foarte valoroase, informații care ne ajută să ne transformăm și pe noi și pe ceilalți. Pentru că, de fapt, informația, cunoașterea este adevărata putere. Și în această, unii dintre voi ați și citit cartea, Hoțul de cărți, Marcus Zusak. Și în această imagine mi-a atras atenția, coperta cărții, focul și simbolul fascist. Am mai spus eu la chestia aceea cu Taurul. Uneori, și acum fac chiar asocierea cu acea imagine, uneori acea imagine pe care ați văzut-o mai devreme, cu sacrificiu, cu Taurul, cu trăsnetele, mi-aduce aminte acea carte de niște orașe din sudul Italiei mafiote. Chestia asta cu mafia, cu focul, cu simbolul fascist, poate că unii aveți deja cartea și știți, vă puteți uita în bibliotecă. Este ceva. Faptul că apare focul în acea imagine, da, știm ce înseamnă unii dintre și zodia Scorpionului, da? Focul înseamnă mediul propice pentru a renaște din cenușă. Fenixul tipic scorpionilor, orice ați fi lună, poate aveți lună și Pluto, ar fi frumos să ascultați și cei cu lună și Pluto, că vă reprezintă, chiar dacă nu sunteți scorpion, lună cu Pluto, dacă ești în scorpion, jale. Iar un mesaj pentru cineva, nu fi pentru toată lumea, vă rog, selectați. Ce înseamnă asta? Mafia, fascismul și focul. Da, aceste tendințe distrug. Dar poate că voi trebuie să ieșiți, dacă e cineva care se inspiră din aceste direcții foarte negative, ar trebui să ardă, să se mai documenteze, apropo, să mai citească. Hoțul ce face? Fură. Și de ce fură? Pentru că vrea să aibă mai repede decât poate este pregătit să aibă. Hoțul mai practică și dezinformarea, apropo de carte, informare și dezinformare. Așadar, cineva trebuie să se documenteze mai mult referitor la mafie, la fascism, și să ardă acele dezinformări și să descopere adevăratele informații, adevăratele valori și să renască
Pentru cineva spun. Acum, haideți. Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion. Să renască până nu e prea târziu, până nu îi arde acele concepte. Și poate nu-i nici mafia, poate nu-i nici fascismul, poate sunt niște tradiții la fel de toxice. La fel, și inclusiv religioase. În Italia știm, sau, și Franța știm de Opus Dei. Opus Dei, informați-vă despre Opus Dei. Opus Dei. O sectă catolică, extremistă. Sunt secte religioase, extremiste. Mare grijă. Ia uite. Lupul să însemne ceva. Iar pentru unii dintre voi. 22, iar. Important, 17. 22, 17 pot să fie numerele voastre, datele voastre de naștere sau ale cuiva. 5-a. Probabil, cu siguranță, acest mesaj este inclusiv pentru cei sau cea, cel pentru care am transmis mesajul anterior. Autenticitate. Trebuie să descoperiți să fiți autentici. Asta înseamnă să ardeți preconcepțiile, dezinformările în care ați fost crescuți, în familie, într-o cultură, non-cultură, mai bine zis, autenticitate. Să vă înfruntați demonii voștri. Și să vă descoperiți puterea, că am văzut mai devreme puterea, lupul are putere, are și putere pozitivă și negativă, depinde de voi. Eventual sunt doi oameni puternici care stau față în față, total diferiți. Nu știu dacă ați sesizat că vorbesc un pic cam apăsat așa, dar o fi pentru cineva, să atrag atenția. 17 este numărul stelei în tarot, înseamnă vindecare, unul poate să vindece. Traumele, fricile, apropo de frică, fricile, acest lucru poate este periculos, dar este periculos pentru că este în frică. Ar putea să atace. Dar acest personaj are puterea de a vindeca, de a transforma, de a vă transforma și de a vă ajuta să vă găsiți autenticitatea. Să descoperiți cine sunteți cu adevărat. Interesant că acest 22 arată iar două personaje. În cultura asiatică, acest ibis și cocorul, din aceeași categorie, este similar cu fenixul despre care am vorbit. Dincolo de acest portal este lumină. Lumină care poate vine din focul pe care trebuie să-l trăiți, să-l ardeți, ca să descoperiți lumina. Această carte spune că aveți de învățat, un nou portal se deschide. Un nou portal se deschide, dar cineva vă arată calea, vă învață, vă cheamă, vă aduce. Mai aproape de acest portal trebuie să învățați ca să treceți. Nu va trece oricine prin acest portal. Cine trece, cine are curajul, dar dacă acest curaj se manifestă la modul toxic, gelozie, agresivitate, nu va trece. Am zis, sunt mai multe tipuri, apropo de bestialitate, da? Bestia are și varianta sa, negativă și pozitivă. Cineva trebuie să încheie niște cicluri toxice, karmice, ca să treacă prin acest portal. Și atunci va deveni autentic. Energia voastră. Trebuie să fiți autentici. Haideți să vedem situația. Acum, unii dintre cei cu marcaj în Scorpion, pentru că Scorpionii pot să vindece, și avem casa, da? 17 înseamnă 8, casa 8 a Scorpionului, inclusiv prin sex. Nu uitați. Sexul poate fi adictiv, poate fi toxic, poate să aducă multe boli, multe probleme, multe stagnări sau chiar involuție, dar tot sexul poate să renască, să vindece și să trezească kundalini. Așadar, lucruri importante. Situația despre care vorbim pentru Scorpion. Dragii mei, la mulți ani! La mulți ani! În curând de ziua mămicii mele, să ne auzim cu bine. 3! 3 numărul împărătesei, dar în acest 3 este și al lui Mercur, apropo de comunicare, apropo de cărți, de scriere, de cuvântare. 3 înseamnă, e Mercur pentru mine.
pentru alții poate să fie orice. Trei înseamnă construcție, înseamnă creativitate, înseamnă și călătorii. De scurtă durată. Aici este o corabie. Poate pentru unii e vorba de o călătorie de lungă durată. Poate unii de-abia încep călătoria vieții. Autenticitatea asta. Acum o descoperă. Alții au descoperit-o. Sunt departe în această călătorie a vieții. Dar ridicați-vă pânzele sus. Era un film frumos în copilărie. Toate pânzele sus. De ce m-am uitat pe spate? Nu știu de ce. Dar probabil e ceva în spate. Lăsați în urmă. Lăsați în spate ceva. La capătul setului decât 3 și 4, interesant. 4 și 15, interesant. Poate cineva... 15, 14, 20 ori fi numere de casă, nu știu, 31. Soare în suflet, 24, dragoste. Ideea, 20 este renașterea în tarot. Trebuie să lăsați în urmă și viclenia și toxicitățile pe care le experimentați într-o casă sau ce înseamnă casă, poate să fie un sistem de gândire. Poate nu e casa voastră, poate e casa în care ați crescut, în care ați fost adoptați, pe care ați închiriat-o departe de pământurile natale. Știu ce e aia, că știu, am trăit și eu departe de România, da? Ce înseamnă? Dar trebuie să vindecați, trebuie să renașteți în această casă în care ați învățat, de fapt, ați învățat să fiți ceva ce nu sunteți. Ați avut dușmani care au părut prieteni, chiar membrii ai familiei. De ce? Pentru că au vrut să fiți în preajma lor, să le oferiți anumite lucruri. Dar voi trebuie să renașteți, să vă găsiți soarele interior, să găsiți dragostea, să vă ancorați în alte lucruri, să zic. Nu neapărat, poate să fie și locații, dar lucruri, situații cu adevărat valoroase. Cât am vorbit, domn? 17 minute și încă n-am început etalarea. Sper totuși, sper să primiți informațiile, selectiv, înțelepți și... Hai să vedem, în trecut o să încep. În trecut deja ați primit niște mesaje. Luna și 4 de spade. Frici, apropo de frici, n-ați văzut calea, n-ați văzut, v-ați fost luminați, dar... Nu știu ce ați fost, ați primit informații, apropo de hoțul de cărți, interesant, ați primit informații, dar l-ați ignorat unii dintre voi. Ați avut în trecut prieteni și dușmani, însă, prieteni și dușmani, câinele și lupul, apropo de câine și de lup, însă, ce simt? Wow! 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 Și prietenii și dușmanii, când v-a fost greu, au privit cum vă scufundați în emoții. Și poate în ultima vreme ați început să vă vindecați. Patru de spade înseamnă vindecare, meditație. Ați început să primiți informații care vă ajută să vă transformați. Iar e un portal, aici sunt niște vitralii care reprezintă temperanța, vindecarea, conectarea la divinitate, la îngeri. Portalul s-a deschis, a fost deschis sau anumite portaluri s-au deschis măcar din când în când să primiți informații, să vă transformați unii dintre voi. Sper că nu ați ignorat, pentru că dacă ignorăm prea des acest ajutor, nu mai primim. Totuși ați primit din când în când, sau măcar în ultima vreme, chiar dacă e trecut, poate să fie un trecut recent. Patru de spade e similar pentru mine cu eremitul, varianta mică. Tot acasă. Interesant ce mai simt. Poate să fie moartea cuiva acasă, cineva de acasă a murit și o moarte misterioasă în care voi nu știți foarte multe. Veți afla. Iar mesaje și mesaje selectați-le, nu o fi pentru toată lumea. E chestiune din trecut. A trebuit să învățați să lucrați cu voi. Poate a trebuit să faceți bani pentru unii, pentru alții. Dar în primul și în primul rând a trebuit să învățați să vă alchimizați, să vă transformați. 8 de monede, lucru intens, personal,
Nu doar fizic, nu doar pentru bani. Este și transformare fizică, vizibilă, personală. Pentru că acest rege de cupe, voi cei cu planete în Scorpion, n-a fost echilibrat. Cupa a venit de sus. A stat pe ape tulburi, dar nu ape, pe un ocean de emoții foarte dezechilibrante. A trebuit să lucrați, poate încă lucrați, să vă echilibrați emoțional. Pentru că știm că scorpionii, orice planetă ați avea, sunt, au tendința să fie extremiști. Valetul de spade. Poate cei mai tineri n-au învățat să cuvânteze, să citească, să se informeze apropo de hoțul de cărți. Și trebuie iar să renască, să-și găsească echilibru emoțional, să lucreze cu ei, să-și găsească echilibru emoțional și să se documenteze, că valetul de spade se documentează înainte să vorbească, se informează corect, să transforme cuvântul, informația. Aici este un uliu, apropo de vulturi, varianta superioară a scorpionului. Și să lase eventual cupele, prietenii, petrecerile, băutura, tendințele de a sta în preajma celor cu bani, de a-i tenta eventual sexual, financiar. Și te-aș închipui că e bine acolo sus. Asta e o iluzie. Și au creat, unii și-au creat o stabilitate sau ați avut de-a face cu oameni. Cu oameni obsedați de bani, bărbați, femei. Obsedați de bani, de sex, de petreceri. Aici e dezinformarea unora. Care v-au și acești oameni v-au dezechilibrat. Am zis, frici, situații în trecut. Hai să vedem acum totuși despre ce vorbim. Aici mai era, așa, în prezent aveți o regină de spade și trei de spade. O dezamăgire. O dezamăgire în legătură cu un personaj care v-a dezinformat. Dar trebuie să găsiți adevărul. Trebuie să găsiți adevărul. Ca să puteți manifesta ceva nou. O nouă relație, o nouă valoare, un nou proiect. Hai să vedem. Iar am vorbit mult, dar... Extraordinar! Șapte de spade, iar hoțul, steaua, la capătul setului de cărți, cavalerul și patru de bâte. Wow! Imediat mai iau încă o carte. În trecut... Am zis, unii dintre voi, exact steaua, unul dintre voi este un cuplu, bărbat-femeie. Unul dintre voi este autentic, pentru că steaua este autentică. Are capacități de vindecare, are puterea de a lucra în public, are puterea de a fi vulnerabil, pentru că aceasta înseamnă foarte mult. Nu stau acum să explic ce înseamnă vulnerabilitatea. Celălalt încă, nici măcar, nu că e pe cale, cel puțin în trecut. Dezinforma. Uita, spada înseamnă cuvânt. Apropo de hoțul de cărți. Evident că cine fură cărți? Foarte puțin fură cărți, dar măcar de a-ți fura cărți ca să vă informați. Ați avut de-a face cu cineva care v-a mințit sau voi ați mințit, v-ați păcălit. Repet, eu acum vorbesc pentru oameni de bun simț, dar dacă întâmplător știți că undeva în trecut v-ați păcălit sau ați vrut să păcăliți, vedeți voi ce și cum. Însă, un personaj de vibrație joasă, altul de vibrație foarte înaltă, 17. E aproape, după 17 ce mai urmează? Luna Soarele. Renașterea, o nouă lume, deci aproape de culmea gloriei, acest personaj. Celălalt mai are foarte mult. Nici măcar nu-i valet. Apropo de valetul de spade cu spada în jos. În fine. Probabil că a fost o aventură cu cavalerul de bâte în afara casei patru de bâte. Posibil. Pentru unii dintre voi. Sau dacă n-a fost în afara casei, a fost pur și simplu o întâlnire care a, aș spune, degenerat într-o aventură. Pentru că patru de bâte e și o întâlnire faină în care doi oameni se simt bine, petrec, vorbesc, da? Și apoi se merge înspre altceva. Cavalerul de bâte, aventură. Cam nepotrivită situația. Hai să vedem. Wow. Cam nepotrivită situația. În trecut.
Semne de aer, gemen, balanță, vărsător până acum. Și patru de cupe, iar apare. Da, un personaj a preferat să mintă, să se simtă bine cu prietenii. Nu zic musai bărbat, o energie masculină de vibrație joasă. Confuză, care nu știe ce vrea. Așa a învățat acasă, probabil patru de cupe în acest context, a învățat acasă. A avut probabil părinți care beau, petreceau mai mult și ei mei petreceau, dar și când munceau. Petreceau și odată la nu știu cât timp, la evenimentele importante și mai chemeau prietenii din când în când. Ce frumoase petreceri făceau. Dar au fost oameni responsabili, serioși, care munceau, n-au furat, n-au mințit, n-au făcut lucruri rele. Apropo de patru de casă. Ceva? Am zis, interesant, patru și 15. Diavolul. Energii toxice. Minciună, petreceri, băutură, adicții. Ai, vindecați-vă. Vindecați-vă de lucrurile astea. Sau poate voi ați vrut să-i vindecați pe ei, iar depinde de ce fel de scorpion ascultă. Vorbim despre scorpion înalți, dar poate ați avut de-a face unii dintre voi cu scorpion de joasă vibrație. Sau scorpionii înalți au avut de-a face cu oameni de joasă vibrație. În trecut. La capătul setului de cărți, 8 de spade. Wow! Doamnelor, cineva a vrut să vă blocheze mental, a vrut să vă aibă doar pentru ei, dar fără să vă ofere prea multe. Între timp, căuta prin toată grădina, după flori. Da. Un tip de om cam lipsit de discernământ, este un nebun, dar care nu riscă. Preferă grădina pe care o știe. Și nu mă refer la o grădină cu spațiu închis. Poate să fie și grădină publică. Înțelegeți aluzia, da. Între timp voi să fiți legați, dependenți de voi, să nu, de ei, să nu vedeți ce fac ei în spate. Da. În aceste de cărți, înainte de tarot, acest personaj a încercat să vă lege. Dar, de ce? Pentru că ei erau deja legați în preconcepții, în acele tipuri de gândire negativă. Personaj care, în general, se acoperă. Vedeți? Interesant, deci este un bărbat. Vedeți care e bărbiță? Iacăși. Ia. Da. Vedeți care bărbiță, că e bărbat? Da, așa. E, poate să fie și invers, dar cam asta este povestea, dragii mei. În prezent. Interesant, voi aveați două cupe cu apă, cu emoții. Una, prin care vă vindecați continuu și continuați să vă vindecați continuu. Cealaltă, prin care cu care îi vindecați pe ceilalți. Iar ibisul, interesant, wow! Vedeți? Barza, ibisul, varianta aceea, cocor, în fine, ce-o mai fi, da? Voi le-ați arătat calea către portal. Voi erați aici, da, vedeți? Portalul sunteți voi, cele două cupe sunt ușile care se desfac. Portalul sunteți voi. Și doi, ce înseamnă? O relație, un personaj cu un alt personaj, cineva trebuie să învețe să facă diferența, doi, înseamnă discernământ, între două tipuri de relații, karmice, toxice și sănătoase. Și atunci își găsește patru echilibru, practicând discernământul, alegând corect. Dar patru de șapte de spade nu știe ce e corect, atitudine, adevăr. Că de-aia fură, pentru că un om care fură n-are cum să înțeleagă. Sau chiar dacă înțelege, se complace în minciună, în hoție, în confuzie. Dar vedeți, aici sunt niște corturi, o comunitate. Patru de spade iar apare. Și la capătul setului de cărți,
Moartea, care reprezintă zodia scorpionului. Îndrăgostiții și 5 de spade. Îndrăgostiți în acest context, simt că reprezintă o colaborare fructuoasă. Nu doar dragoste, am văzut că atracția a fost. Dar atracția aceea poate să ducă către dragoste sau poate să fie lăsată în urmă de cel care este mai puternic. Pentru că cine mai puternic nu va vrea conflicte, cinci de spade, jocuri mentale, argumente, mediu toxic, verbal, mental, am zis dezinformare, apropo de hoțul de cărți, da? Nu, cine trăiește în acest mediu, ori va fi părăsit și persoana care părăsește se duce către echilibru, către relații echilibrate și mai ales către echilibru interior, că tot încă suntem în vibrația lui 6. Ori, dacă se înțelege că această întâlnire este dincolo de normal, personajul acesta ar trebui 5 de spade, 7 de spade să se transforme și să se reechilibreze. Asta, repet, dacă vrea să treacă prin portal. Și aici tot un portal e, da? Creat de cei doi. În prezent, 4 de spade. Cu alte cuvinte, vă vindecați, că voi aveți de ocupe, am zis, vă vindecați de cei care v-au mințit, pot să fie și rude. Adică am zis deja cu patru acasă. Oricineva care, o persoană dragă care are acasă un mediu toxic, ori chiar mediul vostru toxic. În prezent, valetul de cupe. Da, ia uite-ți. Iar extraordinar, extraordinar, 7 de spade, regele de băte. Da, atracție mare și valetul de băte, atracție fizică mare între voi. Dar acest personaj are parte de un anume tip de trezire, că tot am văzut trăsnetele, dar multe trăsnete s-au întâmplat în viața acestui personaj, poate și a voastră. Dar voi sunt voi care v-ați obișnuit și să vă vindecați și sunteți autentici, voi, cei care sunteți abonații mei de mai mult timp, zic eu de mai mult timp, nu de ieri de azi, ați trecut prin multe, ați văzut multe și știți ce aveți de făcut. Ei încă fug. Ei încă fug de ceea ce pot să fie. Da? De potențialul lor, regele de băte. Fug și s-au manifestat eventual prin valeți, cel mult valeți. Personaje interesante, sexy și cam atât. Au foarte mult de descoperit. Au foarte mult de descoperit. Iar regele de cupe trebuie să primească cupa, să se echilibreze, dar pentru asta trebuie să treacă prin noaptea întunecată a sufletului. Trebuie să treacă, am zis mai devreme, prin întuneric să descopere, să-și înfrunte demonii. Și la capătul acelei călătorii va fi steaua. Vedeți cum are aici steaua, steaua, steaua. Se vor vindeca, vor începe să se vindece. Poate nu total, dar suficient cât să aibă discernământ, să se echilibreze un pic emoțional. Deocamdată aceia sunt imaturi. Acel personaj este imatur emoțional. Eventual, acest personaj, dacă voi vă vindecați, încep și ei, există o anumită oglindire, încep și ei să mediteze, conștientizează că ar trebui să-și ceară scuze. În primul rând, cred că au furat energie. Prezent, valetul de cupe. Extraordinar, ce a venit invers? Ia uitați, ce a venit trei, nu, două cărți invers. Magicianul invers și trei de cupe, apropo de patru de cupe. Meditează, da. Trei de cupe merge către doi, da? Și avem trei invers, doi prin oglindire și unu, valetul de cupe. Conștientizează că s-au mințit, că v-au mințit. Magicianul invers este manipulator toată ziua. Hoțul de cărți.
Nu fi întâmplător, da? Magicianul. Un personaj care nu știe să manifeste, ar putea să manifeste multe lucruri, dar nu știe să manifeste. Pentru că stă cu prietenii și acolo cu prietenii mai beau, mai zi așa o întâlnire, mai eu știu, ce, hai să mai vedem ce informații, ce mai fac ei acolo. Mai un striptease, mai un joc de cărți. Stai că am auzit de un... Stai să canalizez, să-mi aduc aminte, un joc de cărți. Că e foarte vechi, dar eu nu știam cum se numește. Nici... Barbut! Aha, barbut! Barbut! Nu știu cum se joacă. Așa, măcar de experiment aș vrea să vă joc cu barbut. Aha. Da, cărți, jocuri, păcănele, butonele, chestii de-astea. E, asta e, s-a păcălit, a fost mințit, a crezut că e viață, a crezut că e fericire. Vedeți, trei de cupe, trei de cupe. Încă ocupă, încă ocupă, încă ocupă. Ha. Nu știu să selecteze. Dar acum meditează. Pentru că, ia uite, portalul mai e foarte puțin închis. Aici foarte, tot așa, ușă, o fereastră, foarte puțin. Mare grijă, e ultima pe ultima sută de metri. E final de an, suntem într-o perioadă foarte specială la nivel colectiv, portaluri, eclipse, transformări, karme. Mare grijă pentru cei care au fost incorecți, că își primesc karma. Oh. Voi și voi vă vindecați de ei. Și voi vă vindecați de ei. Și repet, e un anume tip de oglindire. Am zis, iese la începutul călătoriei, voi sunteți departe. Departe. În capătul setului de cărți, ia uite. Și mergeți către temperanță, iar cupe, echilibru. Voi vă vindecați. Aveți succes, îi vindecați pe alții. Vă vindecați de confuzii. Și dintre opțiunile pe care le aveți, alegeți oameni cu autoritate. Eventual mergeți către aspecte creative, magice ale voastre. E o nouă lume. O nouă lume. V-ați întors spatele, cupa. Ați întors cupa de la ei. Le-ați arătat spada. Probabil sunteți stele împărătese. Bărbați, femei, nu contează. Ați întors cupa, n-ați mai oferit dragoste. Le-ați arătat spada, le-ați spus adevărul eventual și au rămas îngândurați. Asta e. Trebuie să aleagă, ia uite, între a se vindeca sau a fi toxici. Acasă. Mai, s-a luat locul de muncă, dar e acasă. E acasă. Poate să fie și căsnicie, dar poate să fie și mediul în care au fost crescuți. Aș spune educați, dar nu au fost educați. Oamenii ăștia nu au fost educați. Interesant, ia uitați unde s-a oprit. Ia uitați. Haideți să vă arăt ce e interesant apropo de 8. Setul de cărți mai devreme s-a oprit la 8 de spade. Au vrut să vă lege pentru că și ei au fost legați. Pentru că așa face. My friend of misery. Metallica. Prietenii. Sunt alături când vă este greu pentru că se bucură. Când nu vă este greu, nu sunt alături. 8 de spade, vă veți elibera. Aici cine, altcineva vine și vă eliberează. Altcineva. Măcar acest personaj, acestuia îi se vede fața. Tot simplu. Modest, în ce sens? Modest. Poate să fie chiar ei, nu știu. Deși acesta avea barbă, acela n-avea. Poate și o rade. Oh, Doamne. Da. Vă veți echilibra. Iar 7. Băi, deci e light motivul. Așa cred că și zic hoțul de cărți. Light motivul. Ia uitați. Au fugit în alte direcții. Au fugit ca să primească. Oh, wow. Ca să primească bani au fugit. În loc să primească, în loc să lucreze, mai bine zis, în loc să lucreze un nou proiect cu oameni, ia uite, cu care puteau să construiască. Hai să vedem.
Hai să vedem. Mi-am făcut multe ticuri de când fac etalări. De unele mai scap, altele apar, în fine. Ioi, ioi, ioi. Magicianul. Mercur, asul de cupe. Asul. Manifestați o nouă dragoste. Manifestați vindecare, că despre asta vorbim. A voastră și a celor care vor să vă asculte, vor să vă onoreze, vor să primească ajutorul, vor să bea din apă curată, divină, pură. Nu vinulețe, țuiculici, whisky, Johnny Walker. Da? O riscă. Riscă. Și ei ar trebui să riște. Ei ar trebui să riște. Interesant cum vine, da? Pe hoț și magician ar trebui să se vindece, să riște. Ia uite, și dacă riscă? Dacă riscă au parte de un cuplu minunat, de o prietenie, de o dragoste. Dacă nu fi dragoste, e prietenie. Alături de un... Regina de Pute, cine poate fi decât un scorpion? Scorpioancă, eventual. Cineva cu planete în scorpion. Planete. Da? Magică, pasională, creativă. Varianta superioară, evident. Dar pentru asta trebuie să lase în urmă. Aș spune oamenii simpli. De la care n-au foarte mult de ce învăța. Da. Asul de cupe. Vedeți? O inimă mare. Descoperă în ei. Pot să descopere. Peștișorul de aur. Magicianul, interesant. În viitor. Magicianul. În primul rând, și voi vindecați, vă vindecați și manifestați tot ce v-ați dorit. Acum pentru ei, și ei se vindecă, alegeți, da, doi de spade. Două persoane se vor extraordinar în secret, mare. Wow, ce mai văd. Doi de spade. Am zis, ați văzut mai devreme, ia uite, un bărbat cu barbă aici, da, și altul fără barbă. Doi bărbați, doamnelor, se vor lupta pentru voi. Unul cu intenții ascunse, altul deschis. Wow. Va trebui să alegeți. Să vă folosiți intuiția. Oricum, imaturitatea o blocați. Alt mesaj. Da, să mai vedem. Am văzut Regina de spate mai devreme. Da? Vedeți? Ia uitați. Un personaj care a preferat să petreacă, a crezut că ăsta e echilibru. A preferat să petreacă. Ia uite, prietenii ofereau băutură, mâncare, petreceri, femei, poate le ofereau și femei, eu știu, unora. Și la un moment dat, cum fac cei cu planete în scorpion, varianta superioară? Știți ce cuțitori suntem, da? Cum spunem adevărul? Adevărul doare, dar transformă. Ia uitați. Apropo de informare, dezinformare. Tăiat macaroana. Și acest adevăr aduce multă durere. Oamenii vor pieri în ce sens? Din jurul vostru, nu neapărat fizic. Pur și simplu, nu vor mai apărea în calea voastră pentru că n-au de ce să mai apară. Oricum, adevărul vostru a durut. În ce sens? Îi provoacă la renaștere. Să moară vechiul eu. Cel care fura, cel care mințea, cel care manipula, cel care petrecea. Aici este vechiul eu. Care nu avea spadă, care nu avea cuvânt, nu avea discernământ. Adevărul doare. Dar doare ca să vindece. Și după aceasta ce apare? Eremitul. Am mai văzut odată eremitul, da? Descoperă puterea sa, apropo de lup. Iar sunt niște light motive-uri care se repetă. Lupul. Poate cineva, ia uite, și șarpele.
Cineva, personajul despre care vorbesc, descoperă că are un prieten, prietenă, poate să fie chiar acesta, apropo de negru, care deja e autentic, deja își cunoaște puterea, îl are alături, o are, îl are, da, alături. În această descoperire a sinelui. Și învață să-și țină energia fizică, sexuală, să o țină în control, să o transforme. Aici deja nu mai e și un șarpe încolăcit în primele două chakre, în obsesii sexuale, este un kundalini trezit. Dacă ați fost împreună, poate s-a trezit kundalini, dacă ați fost împreună, dacă nu, posibil. Dar kundalini se trezește și prin prezența cuiva. Și în secret acest personaj va dori să vă cucerească. Să vă cucerească. Acest cavaler de băte își manifestă curajul într-o direcție pozitivă. Ce mi-atrage atenția acum? Sfinxul. Cele trei piramide. Iar o chestiune Egiptul. Poate... Poate se va conecta la niște valori înalte, la niște informații înalte. Apropo de hoți, de cărți, mai dacă tot furi, fură și tu o carte din istoria Egiptului, mitologia Egiptului, de spiritualitate și mai citește și tu ceva. Încă o carte. Așa, roata norocului. Vreau să văd înspre ce merge roata norocului. Mare, mare schimbare, mari cărți, mari vibrații. Ați început cu steaua, continuați cu 1 și cu 10. Apropo de 11, iar 12, 2 de fapt e 1. Mâine, poate mâine se întâmplă ceva, e cam rapid, în fine. Poate într-un an de zile. Ia, poate e prea încet. Nu contează, nu ne fixăm pe date. Poate pe 1 februarie, poate pe... 12 a 10 anul viitor. Dau date. Da. Acești personaje alte. Am zis că trebuie să-și înfrunte demonii. Va căpăta curaj acest personaj. Va învăța să se lupte. Să-și pună dușmanii, și nu doar dușmanii fizici, și demonii interior să-i pună în control la locul lor. Și mai ales și o pârliță reprezintă energia sexuală. Să o țină în control și să o transforme. Și o pârliță, dragonul, da? Să-și transforme, să țină șarpele în mână, să aibă această putere. Eu am întâlnit oameni care, indieni, wow, puteau să facă chestia asta. Aia e o chestie de cultură, în fine. Schimbare de energie, interesant. Prezența cuiva de vibrație înaltă și faptul că blocați imaturitățile și minciunile și manipulările și excesele, eu zic că îi va ajuta să se transforme, nu știu încă timp. Și dacă nu se transformă, într-un timp în care să, eu știu, beneficiați de efectele acestei transformări, voi manifestați schimbare de energie. Schimbare majoră. Fiecare, interesant, știți, la roata norocului, fiecare își primește karma. Fiecare își primește karma. Acum nu știu, poate într-un anume fel povestea rezonează și cu scorpion de joasă calitate care s-au întâlnit cu persoane de înaltă calitate și urmează să se transforme. Nu știm încă cât timp. Aș vrea totuși să clarific magicianul. Dar iar sunt două personaje, acest personaj cu roșu care se schimbă și vrea să se lupte pentru voi și un alt personaj care și acesta se schimbă într-un anume fel,
În fine, sau aduce schimbarea, provocarea. Hai să ne magicianul, mi-a dat o carte. Dacă tot am vorbit mult, că tot a fost ziua voastră, 50 de minute, sper că au trecut ușor. Ia uite, regina de monede. Doamnelor, care vă cunoașteți valoarea, manifestați stabilitate financiară. N-aveți nevoie de Playboy? Iepurașii Playboy? Sunteți creative. Sunteți creative, valoroase, vă priviți în oglindă? La voi cu mândrie, la realizările voastre. Am mai spus eu, dacă cineva vă încearcă să vă pună jos, să vă blocheze, să vă dărâme, aduceți-vă aminte de realizările voastre, să vedeți ce satisfacție, de-aia e fain să te ridici. Eventual, acest personaj va vrea, manifestă regina de monede. Uf, dar pentru asta trebuie să muncească, trebuie să muncească. Și să-și înfrunte prietenii și dușmanii care i-au lăsat. La greu. Ia uite. E greu. Ce mai simt? Posibil pentru unele dintre voi, acest personaj își dorește, vrea să manifeste un anume tip de stabilitate cu voi. Vrea să vă aibă, mai simplu, vrea să vă aibă, are o obsesie pentru frumusețea voastră, pentru reușitele voastre, pentru vibrația voastră înaltă, obsesie pentru împărăteasa, apropo de trei. Dar e conștient că trebuie să muncească, să aibă răbdare și ea e conștient că voi aveți puterea, aici este steaua, eu așa o văd, steaua. Aveți puterea. Chiar dacă nu este îmbrăcată, nu e dezbrăcată. Aveți puterea de a îi salva în condițiile în care prietenii și dușmanii nu i-au salvat. Wow, ce mesaj, în fine. Clarificăm roata norocului. Wow, nu se poate! Regele de monede, regele și regina de monede. Să nu ziceți că se transformă în... Ia uite, și nouă de monede preîmpărăteasă. Persoană singură, asumată, responsabilă, inspirantă, care lucrează în grădina sa și își culege roadele muncii, fără conflicte, care și-a înfruntat demonii, deja îi ajută și pe alții. Da? Marea preoteasă, nouă de monede. Regele și regina de monede. E un cuplu. Mai dăm o carte pe regina de monede. Acum, trecând peste această chestiune, că va fi cel puțin un personaj, dacă nu chiar cele două personaje, fiecare într-o anumită variantă, feminină, masculină, își doresc stabilitate cu voi. Însă, trecând peste acest lucru, hai să vedem regina de monede, mai dăm o carte pe regina de monede. Că încercăm să vorbim mai mult și despre viitor, că despre trecut am vorbit, prezent, este, aveți de meditat, patru de spade. Lăsați-i și pe ei să mediteze, dar important e concentrați-vă pe vindecarea voastră. Ordonare mentală. Vorbiți mai puțin, scrieți, gândiți, simțiți. Păstrați-vă sufletul deschis cu valetul de cupe. Wow! Ce cărți aici? Mai doi oameni se luptă pentru voi. Doi bărbați pentru. Petreceri? No. No. Nu mai vreau. Dacă inițial lua orice cupă și petrecea cu oricine, am zis, e transformarea cuiva. Acest personaj va fi foarte selectiv. Va învăța să discearnă, să fie corect. Am început cu mincinosul și terminăm cu justiția. Nu știu când la anul, apropo de 11, de noiembrie. Poate la anul, că transformarea ține mult acum. Nu știu, poate, nu e un an. Poate luna asta. Om trăi și om vedea.
vezi trăi și vezi vedea. Dar acest personaj se va transforma cumva. Iar moartea vechiului ego, 4 de spade. Cineva aduce flori la un personaj care s-a dus. În ce sens s-a dus? Personajul care mințea va dispărea la un moment dat. În ce sens? Se va transforma într-un manifestor, într-un om care muncește. Muncește. Și are reușite pe cont propriu, nu manipulează alții pentru bani, pentru sex, pentru distracții. Muncește, 8 de monede. Muncește pentru că vrea să fie cu voi, pentru că voi sunteți valoroși. Vrea să fie corect. Acum trebuie să spun, poate moartea cuiva de acasă, iar va accelera transformarea acestui personaj. Poate să fie o rudă. Dar conștientizând acel moment și viața sa, apropo de karmă, justiția înseamnă karmă. Poate moare cel care a dezinformat. Poate moare sistemul, cum am zis de la început. Sacrificiu. Între un rege și un cerșetor. Justiția este corectă. Între, vai, dar ce imagine puternică! Între un rege și un cerșetor. Între un mincinos și un manifestor. Ce diferență este? Nu zic că e imposibil. Și atunci, nu mai stăm și bem și petrecem. Un anume tip de înțelepciune, de stabilitate financiară căpătată prin muncă, prin asumare, prin dreptate. Dar pentru asta cineva va plăti, eventual va pierde. Am zis că să încerc să fiu și mai, nu dură, să mai spun și vești de genul acesta. Dacă au fost oameni care au fost dezinformați de mici sau needucați, că educat nu pot să spun, needucați, atrași în sisteme, gen mafia, hitlerism, fascism și alte chestiuni, de alte personaje sau practicat magie, alte chestiuni, că am văzut, șarpele și moneda la un moment dat, dați în urmă la turn, oameni care au vrut să beneficieze de finanțele cuiva și au dezinformat și au mințit și au făcut chestii nasoale, aceia vor plăti. Și acești alți se vor trezi. E un anume tip de, da, karmă. Clarificăm regele de monede. Nu e doar o moarte simbolică, poate să fie chiar reală a celor care au făcut rău. A unui șef, a unui șef de clan, șef de grup. Și atunci are parte trezirea. Am zis, ia uite, trezirea și apare judecata, măi! Judecata! Trezirea la o nouă realitate. Am fost mort și am înviat. Iar, cred că iar titlul de luna trecută. Regele de monede. E o melodie foarte frumoasă cu versuri din Rumi. Regele de monede, clarificăm regele de monede. Extraordinar, apropo de turn. Dați în urmă că era turnul construit, Babelul era construit pe ce? Pe minciună, pe dezinformare. Mai citiți un pic, dacă furați, măcar furați niște cărți să vă informați corect. Ia uitați. Turnul. Acel sistem vechi se va dărâma și acest personaj va tinde către autoritate, asumare, corectă, aș spune, prin muncă proprie, prin
16. Da, în acest turn sunt oameni care își pierd, să zic, vechea identitate. Nu doar stabilitatea bazată pe minciuni și pe falsuri, pe corupție și vechea identitate. Că vorbim de transformare. Și roata norocului. Da. Aș mai spune că acest turn este trezirea, da. Parcă am mai spus-o, repet, trezirea cuiva. Ce înseamnă să ai bani? Cum ai bani? Apropo de regele de monede și regina de monede, cum ai bani? Poate e un cuplu care a fost împreună doar pentru bani și acest cuplu se destramă. Și trebuie să se destrame, trebuie să-și primească karma. Și cei doi trebuie să învețe să facă bani într-un mod sănătos, separat eventual. Eventual unul merge, își plătește karma și celălalt învață din lecție și învață. Interesant ce simt. Wow. Wow, ce simt. Wow. Mai simt pentru cineva ceva. Dacă în acel cuplu dați în urmă și vedeți că a fost un cuplu construit pe bani, pe nevoia de a face bani, pe minciuni, pe dezinformare. Prezența cuiva, autentic, vindecător. Că știm că scorpionii transformă. Și repet, vorbesc de niște scorpioni, cineva, poate aveți ascendent, nu neapărat scorpion. Sunteți de vibrație înaltă. Sunteți lider, healer, light worker. Da? Sau pur și simplu, frumusețea, autenticitatea cuiva. A ajutat un personaj să înțeleagă minciunea în care a crescut, a trăit. Am zis, nu întâmplător se fac chestiile astea, canalizările astea. Îmi pare rău că a ținut așa de multe talarea, dar sper să beneficiați de informații importante. Ce vreau să spun? Informațiile pe care le-am dat, mesajele, sunt, variază de la om la om, fiecare și le primește cum se cuvine, cu respect sau cum vrea fiecare să le primească. Trebuie să selectați. Însă, dacă e un cuplu care a fost construit pe minciună și pe dorința de a face bani, acest cuplu se destramă și am senzația, fiți atenți, mai dăm o carte. Nu știu de ce, o să văd, o să clarific imediat. Am senzația că energia masculină va privi cum energia feminină își primește karma. Wow! Energia feminină care a fost obsedată de bani. Wow, ce mesaje! Aici o văd pe regina de monede, soția respectivă, personajul de lungă durată. Deci alt mesaj. Nu desconsiderați pe primul, acesta este alt mesaj. Pentru un alt grup. O oglindă, o oglinjoară, cine e cea mai frumoasă și bogată din țară și sexy? Haideți să întrebăm justiția cine e. Hai să întrebăm justiția cine e. Și acest împărat rege de monede, soț, sau partener de afaceri, de prietenie, de relație karmică, privește, vedeți cum se uită? Privește la justiție. Privește regele de monede, privește înspre regina de monede, dar așa, unde e? Unde ești, regina? Da. Ea ține o grijoară în sus, iar parcă se uită așa un pic, parcă așa o jenă. Moneda jos. Și iar apare turnul. Prea multe sacrificii. Și iar mă duc cu gândul la Taurul. Și iar mă duc cu gândul la Spania, la jocul acela foarte crude în care sunt omorâți taurii. Prea multe sacrificii pentru acești bani. Prea multe sacrificii. S-a dărâmat construcția. Trebuie să învăț să merg mai departe, să țintesc.
Nu în jos, sexual în jos, ci să țintesc mental. E o săgeată, e un cuvânt în sus. Ca să pot să mențin echilibru. Ha. Eventual acest personaj va dori să vină. Să se întâlnească cu personajul, cu energia feminină care a adus vindecare, care a adus trezire, care a adus adevăr în contextul în care erau conflicte, jocuri mentale. Mai dăm o carte pe turn, după turnul acesta ce urmează. Wow, ce tare! Sper că v-a plăcut. Sper că v-a fost de folos. Și repet, nu știu cine a ascultat până acum, dar e valabil și pentru lumea. O nouă lume! O nouă lume se deschide pentru acest personaj, eventual și pentru voi. Eventual și pentru voi. Voi veți, vă veți găsi stabilitatea, bărbați, femei, nu contează ce sunteți. Vă veți găsi stabilitatea, autonomia. Eventual un bărbat care vă apreciază. În cazul în care nu e acest personaj, un bărbat care vă apreciază, care luptă, care tinde la mai mult și a lăsat deja turnul să se ducă și vrea să renască. Apărut 20-21. O nouă lume. Ia uite, regina de cupe. În dragoste. Curaj. Sper că v-a plăcut, măi, dragii mei. Măi, dragii mei. Mesaje. Asta e. Dacă tot am întârziat, măcar să fie. Să fie cu. E o călătorie. Valurile Dunării. Toate pânzele sus. Țineți-vă bine că sunt ape tulburi. Dar unii sunt obișnuiți. Unii au greață, vomită. La prima zdruncinătură. Ați simțit cu tremurul? Apropo de turnuri. Ați simțit cu tremurul? Ok. Ia uite. Dragostea, apropo de călătorie, wow. Dragostea îndură. Ce înseamnă dragoste? Dragostea autentică, nu prostiile. Hai să mai vedem. 1 Corinteni cu 13. Căutați în Biblie. Un mesaj superb. Nu trebuie să citiți toată Biblia, dar Corinteni cu 13. 1 Corinteni cu 13. 13, apropo de moarte și renaștere. Și 1, interesant, 17. Iar steaua, aveți răbdare. Cu voi, cu oamenii din jurul vostru. Concentrați-vă pe dragoste. 24 am văzut mai devreme la femeia cu inima. Concentrați-vă pe dragoste. Că veți fi în stare să transformați și dragonii în fluturi, în, eu știu, ia uitați-vă, 24. Concentrați-vă pe dragoste. Priviți la ceea ce este frumos în fiecare. Cineva spunea că nu pot, deci... Cum să iubesc un om care nu-mi place? Păi, mă, dacă te uiți doar la aspectul fizic al cuiva, e jale. E jale. 19, soale, exprimați-vă dragostea prin cadouri. Veți primi cadouri, dar asta e important. Oamenii trebuie să învețe, da, cine? Acest bărbat își va deschide sufletul, își va transforma, va descoperi comoara din sufletul său. Adevărata comoară, nu banii. Nu, nu, e o perlă care se transformă. S-a transformat, mai urmează să se transforme. Scorpionilor, voi aduce schimbare multă. Și vorbesc de scorpion de vibrație înaltă sau scorpion poate de josă vibrație, dar care a avut parte de întâlnirea cu un personaj special. Ia uite. Primule, dragoste tinerească. Și pentru mine această carte reprezintă grădina. Wow, ce frumos! Un mesaj de la ei, probabil. Dacă aș avea o singură floare, apropo de flori, de ce am zis mai devreme, de flori, de grădină, dacă aș avea o singură floare, pentru fiecare moment în care mă gândesc la tine, m-aș plimba tot timpul, forever, prin grădină. Și grădina aici. Cu alte cuvinte, o nouă grădină, un nou univers, o nouă lume. Asta e o grădină. Grădina Edenului. O nouă lume. Se va manifesta, primul e prim, e prima floare. E unul, e magicianul.
se va manifesta. Aveți răbdare. Extraordinar. Fals indigo. Ori voi, ori ei au stat lângă o persoană falsă. Băi, deci nu se poate. Cine a avut răbdare să citească, să asculte până la sfârșit. Fals indigo. Și când vorbim de indigo, vorbim de flăcări gemene. Ori ați confundat flacăra voastră cu o falsă flacără geamănă, ori au stat lângă persoane false. De mine, vai, de mine, fals indigo. Mesaje. Sfaturi. Sfaturi. Dați-vă timp la o baie să respirați, să vă bucurați că tot e lună... A, ce? Last quarter. E lună în rac. Lună în rac. Și tot nouă lună în rac. Apropo de casă. Casă. Da? Găsiți-vă echilibru acasă. Relaxați-vă acasă. Dați-vă timp pentru voi. Curățați-vă cu băile astea. Emoțional. Curățați-vă. Bucurați-vă de emoții. Ascultați muzică frumoasă. Conectați-vă la stele, la lună. Și străluciți. Ce frumos! Ce frumos! Aveți încredere că totul va fi bine. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine. Pa, pa!